Dacă nu aveam și cap. Ce credeți că... Pălăria era pe mar cu fața către în sus. Eu nu știu ce... Deci aia nu e treaba. Aici sunt de vorbă cu noi și la presă fiecare spune ce vrea. De ce spuneți asta? Credeți că ar fi omorât sau... E posibil și asta, sau cineva să-i făcut un brânz de la spate, cum stătea cu fața către apă. Cine? Dar la autopsie n-a ieșit așa, că avea insuficiență respiratorie. Trebuie să mai discutăm, că dacă aș mai discuta și la autopsie, ca organele competente care sunt în măsură să facă chestia asta, ca să nu mai fie, spre exemplu, ceva de ori a făcut preinfarct. Dar avea ceva probleme cu inima sau? Da, avea, el nu mai putea să nu prea mai ținea picioarele. Mergea asta, te-a jos. Dar aici eu sunt în dubii, vedeți dumneavoastră, el dacă a căzut cu fața către în jos și pălăria a rămas de unde e locul, l-a zbătut cam un metru așa, mai către așa un pic de unde e locul, bătut cu fața către în sus pălăria. Și undițile nu erau spre apă, erau cu fața către mal undițile. Mai acasă? Sâmbătă... Cu mine. Sâmbătă pe la 3-4, așa, orele 4. Atunci a plecat la... și nu v-a spus unde a plecat? Nu ne-a spus absolut nimic. Dar el mai mergea așa la pescuit, nu? Da, mergea la pescuit des, nu era o problemă. Deci pe aici se ducea tot timpul la pescuit. Și cum v-ați dat seama că e acolo? L-ați căutat cât, 2 zile? 3 zile. 3 zile. Deci a treia zi l-am găsit, practic. L-am căutat sâmbătă, seara, noaptea, duminică, ziua, noaptea. Și tocmai luni dimineața am alertat și organele competite aici din orașul Balș. Cel meu a visat noaptea că este la un pom aici, a spus cineva în vis și s-a dus acolo și l-am găsit în Olteța. Chiar la locul ăla, acolo unde a visat? Chiar acolo, la locul acela. De ăsta e care a visat. Da, da. Cine? Eu. Dumneavoastră? Da. Ce rude sunteți cu... E fratele. E fratele. Și fratele meu. Unde am visat, acolo l-am găsit. Și-a pus și acum, de dimineața. Nu se certa cu nimeni pe stradă, era un om foarte cald. Dar nu știu efectiv, nu pot să știu ce s-a întâmplat cu el. Variante sunt multe, sunt foarte multe, dar nu pot să zic că a fost omorât sau că l-ar fi omorât cineva. Nu spuneți că n-avea dușmani. Nu pot să zic chestia asta. Nu pot să zic chestia asta. Posibil, eu am zis că poate a făcut preinfarct, s-a zbătut pe acolo, pe mal. Sau, spre exemplu, a dormit jos și din somn s-o fi rostogolit în apă. Aici a fost despre pălăria și funditele. Pălăria. Era chiar aici pălăria. Uite, aici. Pălăria era undeva pe aici, prin zona asta, vedeți? Da. Pălăria pe aici, pe undeva, cu vârful către încolo. Dați-vă așa copiii, dați-vă așa copiii de lângă. Pune lumânările de aici. N-ai eu nică. Pune lumânările acolo. Dar el a venit, s-a stat aici și... Uite, uite urma al lui. Și aici s-a rupt malul. Pune lumânările. Acolo s-a rupt malul cu el? Aici s-a rupt malul. Uite acolo cu el? Cu el. S-a lăsat în jos și aici. Atunci a căzut. Pălăria a căzut pe el. A tăvălit acolo la pisoarele feții până a căzut un ochet. Cât se tăvălea la... E până pe aici, pe undeva. Dacă era un hotel, mă, până pe aici, pe un hotel l-a găsit. Păi de unde credeți că a alunecat? De acolo, de jos? Aici. Acolo. Uite urma, uite. Coborâți dumneavoastră, mai jos un pic. Uite că-l căzut aici. Pălăria era pe aici, pe undeva, uitați așa. Aici, bă, uite, aici era. Cam așa, mai încolo. Era prins în bețele astea. L-a luat apa și l-a dus dincolo de sau ce. Și de aici, dacă urmele e până pe aici, uitați-vă și dumneavoastră. Până sus. Și l-am luat din apă și l-am pus aici cu capul pe mal și l-am lăsat aici până a venit poliția. Uite, chiar acolo a fost cu capul de el cu picioarele. Chiar acolo. Și eu am venit pe aici, uite. Pe aici mi-a zis ăla să fiu. Un om înalt. Ce o iei pe aici? Acolo? În vis v-a spus așa? Da, în vis, la 4 de dimineață. Până da. Și a fost.